Cu siguranță cred în momentul de față PSD-ul va avea un candidat propriu în prezidențiale. Cel puțin din punctul meu de vedere mi-e greu să cred că în momentul de față rănit și ALDE și PSD-ul vor merge pe varianta și cu domnul Dragnea plecat, vor merge pe varianta unui candidat unic în persoana domnului Tăriceanu. Nu, nu cred. Nu. Deci dar va fi un candidat. Cine va fi candidatul respectiv? Nu mai crede nimeni asta. Nu, cred că discuția se pune plusul, dar cred că vor avea un candidat. De planul și A și planul B. Planul A, să spunem, planul oficial în care există un candidat oficial, A, și planul B în care există un candidat susținut. În cazul în care candidatul oficial trece în turul 2. Și atunci candidatul susținut, trecând la limită, exemplu Mircea Diaconu, da? În care a fost, până la urmă, un personaj independent, dar susținut. Deci, numărul de voturi pe care l-a obținut, l-a obținut și pe filieră politică. Nu contează, nu e relevant acum pe ce filieră politică. Dar atunci când ai nevoie de o bază la care să apelezi, ai și un candidat, planul A și planul B sunt chestiuni de manual, în definitiv, dacă vrei să știi că ai un rezultat. Uitându-mă în imaginarul de tipar al conversațiilor media pe care le-am văzut la nivel de, haideți să spunem, joc non-verbal, mi imaginam cum discutam și mă uitam la o dezbatere electorală cu Klaus Iohannis, Gabriela Firea și Dacian Cioloș, în momentul ăla, duceți-vă aminte, cu Klaus Iohannis, Victor Ponta, păi să știți, Klaus Iohannis ar să aibă o mare problemă de imagine pentru turul 2, apropo de non-verbalul și de jocul televizual.